adunați puncte, atmosfera e pozitivă în vestiar, vă gândiți și la acel moment în care va veni un eșec, cum veți gestiona situația? Cu siguranță va veni și acel moment. Important e să reușim să, în primul rând, să facem cât mai multe puncte și cât mai să înlănțuim rezultatele pozitive. Apoi eu cred că vom reuși să gestionăm și situația primului eșec, poate și situația celui de-al doilea eșec. Important e să luăm meci de meci și să ne gândim ce am făcut înainte și ce va exista după acel meci. Așa am gândit-o până acum, așa gândim și pentru meciurile viitoare, implicit pentru meciul de mâine. Spuneați că obiectivul e salvarea de la retrogradare. Vă gândiți că puteți face ceva mai mult de atât? Adică simțiți că aveți tot ce vă trebuie la dispoziție să rămâneți în Liga 1? Obiectivul este acela de a nu retrograda, cu siguranță. Dacă vom reuși să facem ceva în plus, va veni ca un lucru, poate firesc, ca un bonus pentru noi. Dar vom pleca de la acest target, vom pleca de la acest minim obiectiv impus de club și de aici trebuie să construim. Nu mă gândesc acum ce voi face peste 2 săptămâni, nici nu e cazul, mă gândesc pur și simplu la ceea ce trebuie să facem mâine. Și vom avea timp să și gândim strategii, poate în iarnă vom avea timp să facem și modificări, dar gândul nostru acum este doar la următorul meci. Pe final aș vrea să vă întreb, mă leg de răspunsul dumneavoastră, vă calculați meci cu meci? Sau vă faceți un plan pe o lună? Nu, meci cu meci. Nu, e departe de mine planul pe o lună. Nu, este doar planul pe o săptămână și exact cum spuneam și puțin mai devreme, mă interesează să acumulăm cât mai multe puncte. Suntem pe această pantă pozitivă și ascendentă, trebuie să o menținem cât mai mult ca să acumulăm și să avem de unde, între ghilimele, pierde la un moment dat puncte. Că inevitabil se va întâmpla și lucrul acesta.